Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Tot ceea ce îi se întâmplă lui Halil este de vină pentru Halil însuși. Întotdeauna a crezut că este mai bun decât Sla. Greșeala lui nu a fost doar să stea la Emanet sau să lucreze cu Nanuca. Greșeala lui a fost că a înșelat un coleg, cred că s-a comportat ca un protector, prieten și iubit, și a folosit-o pe Sila pentru a obține mai multă vizibilitate în cuplu. A crezut că este adevărat, și totul susținut de Caramel. După ce a calomniat-o pe Sila gust dulce amar, făcându-se că nu știe de maltratare, sărbătorind când a suferit la sfârșitul sezonului 2 etc. După cum am văzut, pe lângă partea profesională, Halil a fost dezamăgit și la partea afectivă. Nici nu spun că nu mă întâlnesc cu Sila, spun doar că și-a dorit asta și restul. Halil a fost pentru mine cea mai mare trădare pentru Sila și o mare dezamăgire pentru mine, ca fan. N-am știut niciodată că în lumea artistică și Brazilia este o țară a serialelor și a telenovelor. De ce îl îndumnezeiesc atât de mult pe Sila Grav? Cine nu era el atât de bun pe cât se spune, domnule Halil? Ei resping totul și Nanuca. Chiar dacă a fost ceva între Sila și domnul Halil, e nevoie de doi oameni, și dau vina pe domnul Halil pentru că Sila a plecat. Cred că domnul Halil a vrut să plece, a făcut bine ce a făcut, nu se poate abține pentru că o iubește un bărbat. Oameni buni, de ce ai nevoie dacă se oferă o femeie care folosește ocazia? Trebuie să scăpăm de această non-actriță care nu are carismă și ca să nu mai vorbim de cunoștințe de actorie. Halil a muncit din greu și a exersat cu ea pentru toate cele două episoade, învățând să călărească și împușcând pe toată Silii la spate. Halil nu a fost mulțumit cu ea, dar apoi intră în scenă un tată bogat cu o pungă mare de bani. Halil a aranjat imediat să se joace cu Nanuca. Desigur, ceilalți mafioți și-au luat partea. Așa și-a vândut Halil partenerului Sla, cu care a împărțit bine și rău. El a uitat că ea era sprijinul lui. Forța nu trebuie să uite niciodată acea trădare teribilă și te rog să nu-i mai legați niciodată. O astfel de frumusețe cu o inimă frumoasă va găsi cu ușurință bărbatul vieții ei, care va iubi-a și tratează-o așa cum merită. De ce vine Nanuca în prim plan? Măcar vezi cum Nazmie apreciază actorii buni talentați precum Halil, Sila, și nu apreciază munca lor foarte grea pe care au arătat-o în doi sezoane de la Emanet, unde au dat spectacole grozave. Banii pe care îi are de la Nanuca nu îi vor înlocui niciodată talentul. Din păcate, Nanuca îi lipsește totul, este neinteresantă și nu se încadrează deloc în Emanet. Nazmie, îmi doresc să plătești pentru nenorociții ăia. Ai rănit multă lume în Emanet. Viața de actorie a lui Halil nu se termină dacă se trezește și scapă de toate acele vipere din jurul lui și întoarce spatele celei mai proaste actrițe, Nanuca, și banilor tatălui său. Mulți actori americani și francezi au reușit la vârsta lui Halil, dar acesta trebuie să găsească producătorul potrivit care să-i ofere un rol care îi se potrivește, pentru că este un actor excelent. Și ce a făcut cu Sla? Nu a fost imoral? Folosind o persoană care l-a ajutat să urce în cariera de actor, el însuși a spus că l-a ajutat și l-a calmat. Cine s-a aliat și cu un producător, în timp ce presupusa ei prietenă Sila îi cerea drepturile de muncă, pentru a-și vinde rolul de protagonist în serial? Ce mai faci azi, ieșind cu cineva care denigrează o femeie care l-a ajutat doar să-și îndeplinească visul actoricesc? Permiți acest lucru și continui să folosești această persoană chiar și după toate? Dacă asta nu este imoral, nu știu ce este. Cat despre aceste presupuse flirturi, zic și repet, puse de femei a de afaceri, Caramel Siel să ascundă secretul lui Halil. Preferă să fie legat de femei decât de altceva care a ieșit deja în presă și a fost mușcat de Canalul 7, pentru că pentru ei Halil este gâsca care depune oul de aur. Halil,
frumoasa, minunata, cred că este un bărbat cu o inimă bună. Nu îmi place ca oamenii să spună lucruri rău despre tine. Ești foarte bun la ceea ce faci. Și știu că inima ta este mare, o voi face. Să crezi mereu în succesul tău. Felicitări Halil Ibrahim pentru că ești această persoană frumoasă. Dumnezeu să te binecuvânteze mereu în numele lui Isus. Ce văd în dependențe și că Halil este încă în public și pentru că fanii au pariat videoclipuri cu prietena lui Sila că are o prietenie de prieteni buni care au rămas. Ea este o prietenă frumoasă, chiar face tot ce poate pentru a-și face prietenul fericit. Ca ea păstrează prietenia cu el. Ce face cu animalele? Are și o inimă frumoasă și curată. Sinu de ce să nu îi ajuti prietenii din suflet și asta văd. Halil Ibrahim și-a căutat căderea nefiind solidar cu Sila. Când a fost îndepărtat de la Imanet, a permis și a acceptat înlocuirea lui Nanaconda. Performanță teribilă. Este o păpușă în mâinile acestei femei, Nanuca. Nimeni nu este bărbat. Așa că Halil, dacă o face, nu se va despărți de acești șerpi, nu va putea fi niciodată ca actorul care a fost cu Sila. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.